Bună dimineața și bine v-am găsit la Agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și invitatul meu din această dimineață este domnul Radu Antohe, expert în politici publice în zootehnie. Bună dimineața, domnule Antohe! Bună dimineața, domnule Macovei! În ultimele luni am văzut că ați fost o prezență extrem de activă în diverse evenimente organizate de fermieri, asociații de fermieri. Din discuțiile pe care le-ați avut în cadrul acestor întrevederi, care au fost principalele probleme pe care fermierii români, crescătorii români de animale vi le-au ridicat? Care sunt problemele cele mai mari cu care se confruntă acești crescători în acest moment? În întâi de toate, permiteți-mi să trec în revistă câteva aspecte legate de importanța uh, deschiderii noului an, sub auspiciul unui nou exercițiu bugetar. Uh -huh. Cred că de aici pornesc foarte multe discuții pe care fermierii le au în teritoriu. Să înțeleg că așteaptă. chestiunile de bani îi interesează este foarte mult. cea mai pregnantă și cea mai importantă verigă în tot acest mecanism în zootehnie. Pentru că fără o asigurare Am văzut că și fără... Am cam nu, toată lumea nu de... ridică problema uh, banilor. E un sector aflat la grea încercare, trebuie să recunoaștem. Absolut și este, cred că, cel mai uh, expus acum unui uh, mari oportunități și în sens bun, spun uh, acest lucru. Priviți partea plină a paharului. Da, pentru că PNS-ul s-a creionat uh, prin politicile și prin viziunea uh, Ministerului și a decidenților pe această componentă de a uh, susține, din multe puncte de vedere, nu numai ca până acum financiar, ci are și o componentă in, de educație, de uh, corelare între uh, indicatorii uh, economici sau indicatorii uh, producției uh, sau de materie primă, din punct de vedere a uh, resurselor din zootehnie, dar mă refer strict apoi la aspectul legat de uh, cum. Pot să eficientizeze activitatea și, mai ales, cum pot să își orienteze uh, producția spre piață. Pentru că, la urma urmei, uh, cred că e primul exercițiu bugetar al României după 2007, când ne-am integrat, care are și o conotație de pregătire pentru piața de a Vom stingura. vorbi de piață. Uh, totuși, sunt fermieri care spun că se putea face și acum sunt, așa să zic, da. cer să am un discurs constructiv. Unii dintre ei sunt ceva mai critici și mai vehemenți, dar să zicem, pe medie, spun că se putea face mai mult pentru zootehnie în acest PNS. Le împărtășiți, să zicem, critica sau scepticismul? Nu le împărtășesc pe de -o parte. Cred că banii care sunt acum în PNS, eu zic că sunt suficienți din punct de vedere macroeconomici analizați și puși la dispoziția fermierilor. Acum să vedem cum reușim să și atragem, să și cheltuim. Efectiv. A, deci miza e, ce eu... spuneți dumneavoastră, că e să ne concentrăm acum mai puțin pe cum ar fi putut arăta mai bine sau mai rău. Până la urmă avem un PNS, ăsta nu se mai întoarce ce mai degrabă să ne concentrăm cum să cheltuim eficienți, eficient Eu aș banii, nu? Vedea și mai ales cred că așteptările sunt foarte mari pe eficiența creșterii animalelor, și, sau mai bine zis, eficiența utilizării banilor în zootehnie. Cred că va venit momentul când putem, brunoma de resursă financiară pe care o are PNS-ul acum să fie chiar de ajuns sau să fie suficientă pentru anumite politici. Unele sectoare sunt mai mult avantajate, altele mai puțin, dar cum e și zootehnia, pentru că noi avem o, o diversificare și o a, a, sezonalitate din punct de vedere al creșterii raselor de interes economic și de interes zootehnic, mă refer, încât categoric trebuie să privite lucrurile. Da, se puteau face mai multe și aici, într-adevăr, Cred că unul din sectoarele zootehniei, și aici mă refer la porc, reproducția, și aici cred că trebuie neapărat că suntem într-un sistem de avarii. Am ajuns cu efectivele sub 50.000 de scroafe astăzi, vorbim efectiv. Din câte și... știu, și Ministrul Agriculturii aici, la Agrostrategia, vorbea de acest program de reproducție, adică de exact. sprijinire cu banii publici, exact. cu bani de sunt, la buget, sunt mult așteptate a aceste programe. investițiilor în aceste maternități de scroafe, cum sunt. Exact, adică matca, în, în, matca, în matca acesta, de, de exemplu, producție asigurarea, de asigurarea scroafelor mame, cât și a bunicilor, scroafe bunici pentru a obține scroafe mame și apoi să obținem produse de de îngrășat. La fel și în reproducția pentru pasăre. Aici chiar că suntem și aici deficitari, suntem foarte puțin reprezentativi. Dar au luat adică depindem parte, de importuri, nu și la da, și, de și la... Absolut, în general. Da, le zicem dar, în general importuri, dar... Adică, produse sau, mă rog, marfă din afara țării. Față de celălalt exercițiu bugetare, cred că acest PNS, acest al treilea exercițiu, vine cu o noutate creat din consultările pe care cred că n-am mai avut alt exercițiu bugetar cum le-a avut acest PNS la construirea lui. Toate categoriile da, de la administrale. Și în același timp vine cu o noutate, o noutate pe a sprijini uh, ferma mică, ferma familială să se uh -huh. o încă o dată să se coaguleze, să se exprime din punct de vedere al prezenței ei în piață. Considerați că PNS-ul este suficient de echilibrat în a sprijini și ferma mare și ferma mică în domeniul nu Nu spun că el este un program perfect, dar este perfectibil, a fost creat prin consultări, asta la baza cred că n-a avut alt program cum a avut acesta, și, ca noutate, este faptul că, venind din consolidarea sectorului vegetal, și mai ales astăzi, în contextul geostrategic existențial, România cu război la graniță, cu risc de foamete și de criză alimentară, cu probleme în Uniunea Europeană, din punct de vedere al intereselor statelor membre, contextul mondial, inflații, adică piața financiară cred că acum România vine pe o componentă de a își consolida un domeniu de mare importanță, zootehnia, prin a valorifica mai mult ca niciodată potențialul din vegetal, nu mai stăm atât cu traderii și cu valorificarea externă pe piețe, putem crește în interior, va fi în continuare, să știți, o mare cerere de consum de proteine de origine animală, pentru că sunt aminoacizi esențiali existenței umane care provin numai din carnea, deci numai din uh, o proteină de origine animală. Și asta va Carnea, Exact! Da, toate, toate produsele de origine animală. Bun, haideți să rămânem un pic și după aia vorbim și de zona aceasta. În interviul recent acordat uh, aici la Agrostrategia, ministrul Petre Daia, referindu-se la tot, toate categoriile de fermieri, și vegetal, și zootehnie, spunea că din întâlnirile pe care le-a avut cu fermierii, cea mai mare îngrijorare, cea mai mare spaimă pe care fermierii o au în continuare și pe care anul trecut deja, vorbim de 2022, le-a, cum să spun eu, le-a le crescut-o din plin, este ce se întâmplă pe piață. Și cred că ministrul se referea la două componente. Unu, că pe piața de inputuri, să zicem, de lucruri pe care fermierii trebuie să le bage în excel, fermă, excel achiziționeze, să le achiziționeze, să le că e vorba de furaje, că e vorba de... Energie electrică, că e vorba de gaz, că e vorba de tratamente, că e vorba absolut, absolut orice. Există niște creșteri explozive de, Așa de preț. Este. Așa este. Costurile au luat o raznă. La furaje știm cel mai bine energia electrică și carburanță și gazul asta o știe fiecare român, fiecare telespectator. În același timp, piața trage invers când, privești, când apare în discuție fructificarea. Producție. Că vorbim de lapte, că vorbim de carne, că vorbim de ou. Aici avem un nivel al, al prețului oferit fermierului care, pe care fermierul îl consideră nesatisfăcător. Dumneavoastră cum vedeți și în discuțiile pe care le-ați avut cu fermierii ați simțit această spaimă, această temere că acest dezechilibru al pieței va deveni la un moment dat de necontrolat și de nesusținut de fermierul român? sunt anumite temeri punctuale pe anumite produse de origine animală, da, dar în ansamblu cred că această perioadă de risc din punct de vedere al businessului în zootehnie, creșterea, cum spuneați, alarmantă a prețurilor la inputuri, cât și o ofertă de preț pentru produsele pe care fermierii le pun pe piață. Deficitară din punctul lor de vedere al managementului, cred că le va stârni un interes de a-și consolida componenta de automanagement, de autogestionare, de un autocontrol mai eficient al cheltuielilor și atunci cred că va declanșa, că va declanșa o altă gândire sau exact. 500 de capete exact. de pe toate vaci, Ținând cont de, de Sigur, dimensiune și de păstrând. Exact. Ferme. Cred că va declanșa această perioadă o oportunitate de a înțelege că trebuie să se axeze foarte mult pe îmbunătățirea competențelor. Dar asta înseamnă gestune. că nu toți fermierii vor rezista. A, categorică vor fi, din păcate, și trebuie spus acest lucru, vor fi și astfel de cazuri, să sperăm, izolate unde anumite companii sau anumite ferme de dimensiuni mici vor fi afectate în mod direct de aceste, de aceste evoluții. Continuarea creșterii prețurilor, pe de altă parte, constrângerea buzunarului consumatorului. Adică diminuarea puterii de cumpărare a consumatorului va duce într-adevăr la a gândi și a analiza foarte bine de unde achiziționează ce produse, va avantaja producția internă pe de-o parte, lanțul scurt, Credeți? pentru că este mult, mai, este mult mai ieftin față de lanțul comercial clasic, aducerea sau comerțul intracomunitar. Aici, într-adevăr, va fi o oportunitate, dar pentru cei care știu să-și valorifice, să-și vândă marfa. Materia primă va fi căutată. Materia procesată, într-adevăr, care va trece prin lanțuri de creștere de costuri, de prețuri, categoric va intra într-o piață concurențială, ca și celelalte produse care sunt din comerțul intracomunitar. Pentru că își pun toate, orice verigă de cost, își va pune amprenta în prețul final. Consumatorul final poate evaluează în felul următor. Domnule, eu am văzut că fermierul vinde la litru de lapte cu 2 lei 50 sau nu știu. Ci 3 lei maxim. Exact, e... variază prețul. Da, în să zicem. Hai să zicem 3 da, lei. Da, da. Dăm, exagerăm da, un Da, da. Dar eu îl văd la raft cu 8 lei, 9 lei, 10 lei. Și consumatorul se întreabă de unde e această diferență. Din tot ce înseamnă adausurile comerciale și din prețurile impuse de retailer, prin diverse metodologii de calcul, de cost. Păi, pare, că, ajunge... pare că cei care suf, suferă cei mai mult sunt cei care. Produc pe de o parte și cei care consumă, Adică aici se Categori simte... Categorică, există această rivalitate între producător și valorificator, adică de retail. A fost dintotdeauna. Cred Vedem că... discuții și la nivel european, chiar da, și în țări mai absolut, dezvoltate din punct de vedere uh, agroalimentar. E un moment prielnic prin care, într-adevăr, acum retailul în a eficientiza costurile, sau mai bine zis, exploatarea comercială pentru a veni cu prețuri competitive pentru consumatori ca să-i atragă, va negocia și va căuta să reducă cât de mult aceste, să zic, verigi intermediare, ca așa le numim, pentru a reuși să atragă consumatorul pentru producătorul local, producătorul care are cele mai mici costuri. Credeți că vor merge pe drumul acesta? Nu vor face rabat la calitate. Deci, sub nicio formă, la constanță, la oferi siguranță, din punctul ăsta de vedere, să aibă constanță și calitate consumatorului și atunci, în acest context, dacă satisface producătorul român, zootehnistul, prin produsele pe care le procesează sau prin produsele primare, categoric se va orienta mai mult ca niciodată acum către el. Simți, până la urmă, chiar și că experiența dumneavoastră de consumator față de acum da. 10 ani sau chiar și față de acum 5 și ani. Și de acum 6 luni. Vedeți mai multe produse românești în supermarket? Da, trendul, trendul este crescător. Acum nu pot să vă spun că a luat o dinamică crescută sau o, o, un sens diminuat, dar există această să spun tendință la nivel macro de a urmări și de a vedea o prezență mai mare a produselor românești și asta e un lucru îmburăcător. Adică toți, la urmă, pentru de câștigat. Dar eu cred că consumatorul, prin obișnuința lui de a-și alege, și aici fermierul român, crescătorul de animale, trebuie să înțeleagă ce îi uh, trebuie consumatorului pentru a-i câștiga uh, respectul și a-i câștiga ce interesul. Trebuie? Și aici uh, cea mai mare problemă este valorificarea pe piață, marketingul. Deci fermierul român nu are noțiuni încă de marketing. Și aici mă refer la cel mic și mediu, cel mare știe. Și mai ales uh, producătorul de produse de origine animală. Cred că aici trebuie să, uh, să, să caute în continuare dezvoltarea încrederii consumatorului. Cred că cea mai importantă verigă este încrederea consumatorului, pentru că atunci când consumatorul va cere un produs, și avem exemple în România de integratori în zootehnie, de la producție primară până la producție procesate pe piață. Pe care uh, retailerii nu au cum să nu le ia în calcul și să le adică uh, pe rap, Și pentru și că consumatorii în spate vor. le cer. Adică nu, nu pot evita. Exact, uh, exact, și uh, sunt obligați. Este must-do, cum se zice în engleză. Trebuie uh. să am acel produs, pentru că nu pot să, să, să funcționez. Fac, fac un pic legătura și rămânem în continuare în zona consumatorului. Spuneați că uh, PNSU, bani banii europeni. Că vorbim de plățile directe în zootehnie, că vorbim de banii pentru, pentru investiții, investiții mai bani europeni. Toate trebuie gândite către piață, adică cu ochii către consumator. Nu, Calitate, plățile, plățile directe, Plățile directe au o componentă de existență. Sigur. Au da, un Tot să pentru a livra pe piață. Nu ți pierzi în deletnicirea. Okay. Să produci. Mm -hmm. Să mergi în continuare. Asta e trendul. Iar din cu acela investiții, trebuie să vezi... Ce ai uh, investit, ce ai obținut. Vorbim și vedem dacă producătorii de lapte, de carne, de ouă din România sunt cu ochii către consumatori și ce trebuie făcut în continuare în acest domeniu după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la agrostrategia împreună cu domnul Radu Antohe, expert în politici publice în zootehnie. Domnule Antoche, vorbeam de faptul că actualul exercițiu financiar al Policii Agricole Comune, celebru PNS, până în 2027, avem niște bani foarte clari. Știm cum îi vom cheltui, știm ce sume au la dispoziție fermierii. Spuneați că este primul PNS în care această direcție de a orienta producătorul cu fața către piață, adică către consumator, către ce vrea consumatorul ce are nevoie, care sunt ultimele trenduri în domeniu și în materie. Și vă întreb dacă producătorul român, crescătorul român de animale, producătorul de lapte, carne, ouă, ce vreți dumneavoastră, înțelege acest lucru? Că până la urmă consumatorul decide dacă produsul tău e bun, dacă materia primă din care e făcută, produsul pe care îl găsești la raft, este de calitate. Și, până la urmă, trebuie să te uiți la consumator. Niciodată nu e un moment prielnic, dar cred că schimbul de generații în zootehnie este mai pregnant decât cel din componenta vegetală. Ah, și tânăra generație înțelege altfel. Tânăra generație vine pe această componentă de digitalizare și de a fi în contact și de a urmări, dar. Aici intervin factorii, să spun, din punct de vedere socioeconomici ai consumatorilor, ai fermierilor la urma urmei uh -huh. și a celor care produc. Cred că vine o perioadă în care, așa cum spuneați, creșterea, creșterea aceasta de costuri și de inputuri pentru a își valorifica producția la un preț cât mai mic va fi prielnică crescătorului de animale în componenta în care el va înțelege foarte bine că dacă nu știe ce vrea consumatorul și dacă va pierde acest start să realizeze că consumatorul e suveran, nu va putea și vor avea loc din păcate și anumite să spun, reașezări, uh, ca să reașezări zicem, cu tremuri, și aici, da? da, și vor fi uh, vor fi falimente din punct de vedere de acesta de vedere să sperăm că la dimensiuni mici la dimensiuni reduse la firme mici că în general fermele mari cam știu ce înseamnă un marketing competitiv. Pe de altă parte fermele mari din cauza expunerii mari sunt foarte sensibile adică chiar și un 0 merg, la 1% merg, îi, la, da, merg la, îi poate afecta adică la, nici cei mari nu sunt la, cifre nu sunt la adăpost de riscuri dacă nu. Păstrezi cadența și nu te armonizezi cu uh, cerințele pieței, și să nu ții cont de ceea ce se caută, ce se dorește din punct de vedere al produselor pe care tu le, atât primare, cât și prelucrate, cât și cele uh, să zic secundare sau terțiare, uh, vei pierde acest tren sau vei avea acest handicap din punct de vedere al producției și atunci un loc lăsat va fi un loc uh, uh, sau Ocupat sau reașezat de către alt competitor, dar cred în concluzie pentru sectorul zootehnic văd o premiză de, de creșterea potențialului valorificării produselor locale. Deci consumatorii vor, vor găsi în continuare poate într-o cantitate și cu o calitate mai bună lapte, carne, ouă, că vorbim de sectorul de creștere a bovinelor, a ovinelor, a păsărilor. A. Vom găsi produse. Produsele locale vor cunoaște o tendință de creștere, asta pe de-o parte. Singura temere este scăderea puterii de cumpărare a consumatorului. Adică, în noi, în România. Nu vom avea o criză alimentară provocată de penurie de produse. Și ci că de, nu vom avea ci, bani să ci cumpărăm. Și nu vom avea și vom veni vremuri în riscul. care riscul să nu avem bani cu ce să cumpărăm. Aici este uh, drama cea mai mare, adică în îndeletnicirea și continuarea menirii uh, crescătorului de animale este să, uh, să crească și să pună pe piața animale sănătoase către abatorizare, către valorificare, apoi tranșare și prelucarea produselor de origine animală și astfel piața să fie la prețuri mici, inundată sau din abundență pentru ca consumatorul să-și poată permite să achiziționeze produse de, de bună calitate și sigure. În România va fi resimțită la fel ca în alte state din Uniunea Europeană, e celebrul caz al Olandei, această presiune a politicilor publice de a diminua producția în zootehnie, Vor, nu există o vorbim tendință. de celebrele. Da. Am, telespectatorii da. au văzut la televizor da. protestele văcarilor da. din Olanda nu, nu, nu. că... Uh, e... Acum scoatem vaca vinovată de, de poluare. Asta nu. nu. Sunt într-adevăr niște lucruri pe care nu trebuie să le pierdem din vedere. Și Credeți trebuie... că România se va ține tare în uh, zona asta? Se va ține că avem această dublă componentă. Atât ferma industrială, ferma să zic intensivă, cea aducătoare de profit care asta urmăresc. Și avem încă suntem singurul stat membru care are această diversificare a fermei tradiționale sau a gospodării. Oamenii -au de... gospodării n -n pot altceva, la munte, nu pot la munte. și au particularitatea aceasta în care să zic, este șansa noastră de a consolida un sector, că i-a venit acum momentul, de a-l consolida pe cel mic, tradițional, și mai ales că se încurajează prin politicile acestea, cum spuneați, de schimbări climatice și de eficientizarea captării carbonului, de a utiliza uh, reducerea de emisii cu, de gaze cu efect de seră și așa mai departe. Uh, ferma uh, mică și mijlocie, mai ales pe zona submontană-montană, acolo în dimensiuni mici de. 5, 10, 20 de capete, maxim să zic pe diverse specii de interes zootehnic, cred că va veni o oportunitate prin care se vor putea în viitor întreține multe familii cu venituri chiar considerabile. Domnule Antohe, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile și expertiza pe care ați prezentat-o în emisiune telespectatorilor noștri. Punem punct interviului de astăzi din agrostrategia. În cele ce urmează, colega mea, Dana Constantinescu, ca în fiecare joi, V-a pregătit rubrica în Grădina Danei, materiale extrem de utile și interesante. Vă invit să urmăriți această rubrică. Noi ne revedem luni la orele 10 la o nouă ediție. Sunt Vlad Macovei și vă urez toate cele bune!